Bine v-am regăsit scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Astăzi am turnat cositorul că s-a împrăștiat și din afară, să știți că foarte mult de ochi a sărit din corpul vostru. Așa, am să vin, revin la cositor. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase și vă zic la toată lumea, bine ați venit în canalul Noroc în Viață. Acest cositor l-am turnat pentru luna iunie, dragii mei, să vă fie de folos pentru că este citit pentru de ochi, pentru blesteme, pentru vrești, pentru tot ce este negativ în corpul vostru, în casa voastră, în familia voastră, să știți. Când se toarnă cositorul, o să simțiți căscat, vomitat, dureri de cap, amețel, călduri, frig, lăcrimat, dorința de a pleca la viciu, să știți că toate aceste simptome este de bine pentru că Energia cuțitorului pătrunde în corpul vostru și vă descarcă de negativități, dragii mei, să știți, poate să căscați până la lacrimi, să știți că asta este totul de bine, pentru că, cum am zis, uitați-vă, a sărit și cositor în afara e, farfuriei, dragii mei, a ieșit foarte mult de ochi, asta arată că, într-adevăr, iarăși ați e, adunat foarte mult de ochi deasupra voastră, să știți. Acest cositor trebuie să-l priviți 21 de zile la rând ca să aveți folos în casa voastră. Deschideți tot volumul ca să ajungă și vocea în casa voastră, ca să fugă toate duhurile rele, tot ce este rău în casa voastră va pleca din familia voastră, din voi și să știți și o să vă fie de bine, scumpii mei, să știți, cositorul pentru luna iunie. Să dea Domnul să fie totul bine, pentru că cositorul, într-adevăr, este foarte folositor, dragi mei pentru toate negativitățile de ochi, vrei și tot ce este rău deasupra voastră, să știți. S-a încălzit și apa, să știți, dragii mei, că foarte mult de ochi a sărit din corpul vostru, pentru că a sărit și în afara farfuriei. Asta înseamnă că a ieșit tot ce vă spun din cositor, să știți că este de bine, pentru că a ieșit din corpul vostru și o să vă simțiți mai bine, mai Uh, cum să zic, o să vă relaxați, dragii mei, să știți. Așa, uitați-vă, dragii mei, aici a ieșit o vrajă care este deasupra banilor voștri. De aia nu aveți noroc în bani, de aia banii cum vin așa pleacă din mâinile voastre, uitați-vă. Și vedeți cum aici deasupra este un cap, dragi mei, așa un cap de parcă este de șarpe, să știți. Persoanele care vă face vrești, să știți că v-a făcut deasupra banilor ca să nu aveți noroc deasupra, ca să nu aveți bani. Ca banii cum vină, așa să se ducă de la voi. Așa câteodată v-au blestemat, așa cum îmblă banul din mână în mână, așa să umblați și voi, așa v-a făcut vrești deasupra voastră, dragii mei. Și uitați-vă și aici o mulțime de vrești care a ieșit, să știți că este, sunt niște ochi mărunți. Aici a ieșit ochii care la persoanele care v-a care v-a casa, care v-a familia, care v-a pe voi, v-a diocheat locul de muncă, pentru că este foarte lume rea cu ochii rei, dragii mei, și cum iai acei ochi rei deasupra ta, ți se strică și locul de muncă, ți se strică și liniștea în casă și banii, tot să știți, pentru că într-adevăr sunt unele persoane au ochii foarte rei, să știți asta, și au ieșit toți ochii mărunți aici, stați liniștiți că o să fie totul bine, că au ieșit acei ochi din corpul vostru, din casa voastră, din familia voastră, să știți. Uitați-vă, dragii mei, aici este acea vrajă adunată și aici te parcă este o șopârlă. Dacă vedeți această șopârlă, să știți că această șopără, și un șarpe, au ieșit dușmanii din casa voastră. Acești dușmani mereu erau în casa voastră și voi deja ați descoperit acest dușman și deja nu-i mai luați în casa voastră sau uh, v-ați îndepărtat de aceste persoane și ați, deja știți cine vă este dușmanul și cine vă este prietenul și deja de această persoană stați mai departe. Poate că ați auzit niște vorbe pentru că această persoană mereu vă face rău, mereu vă lovește pe la spate și voi deja știți și v-ați îndepărtat. Această persoană mereu, uitați-vă, făcut vrăji, Această persoană mereu va făcut ca voi să nu aveți liniște, ca să nu aveți familie. Uitați-vă, aici sunt două persoane, dragii mei, așezate. Voi, între voi, aveți așa o răceală, între soț și soție sau între prieten sau prietenă, aveți o răceală. V-a făcut ca voi să vă îndepărtați unii de alții, să, vă să nu fie dragoste între voi, să fie rece între voi, dar să știți că și acea vrajă a ieșit pentru că deja persoana care v-a făcut rău ca să vă îndepărtați unul de altul sau să vă răciți unul de altul, să știți că acea persoană i s-a luat puterile din mâini și nu va mai face acest lucru ca voi să vă certați, ca să fie rece unul de altul. Să știți că de acum, de acum, acolo, această persoană se va încălzi de voi și din nou o să începeți o relație foarte, foarte minunată pentru că să știți Norocul va fi cu voi, dragii mei. Uitați-vă, aici este un cap de cal. Asta vă arată că norocul o să fie de partea voastră și vă arată că toate uh, greutățile, tot ce este rău din corpul vostru, din casa voastră, de la locul de muncă, uh, tot uh, în casă, ce este rău deasupra voastră, de ochi, blesteme, vrăjmași, să știți că totul uh, o să învingeți și acest cal vă arată că tot norocul o să fie de partea voastră și într-adevăr o să fiți uh, fericiți pentru că o să căscați, o să vomitați, o să lăcrimați, să știți că toate simptomele, cu cât o să priviți acestea simptome, o să le descarcați, toate negativitățile din corpul vostru. O, poate să vă simțiți puțin rău de la început, dar să știți că după ce uh, o să privești, o să vă relaxați, o să vă simțiți cu mai multă putere, o să vă simțiți mai bine, să știți, pentru că acest cositor este citit pentru voi, pentru familia voastră, pentru toate negativitățile, blestemele și vrăjile. Uitați-vă aici toți vrăjmașii care toți dușmanii cum au murit aici, dragii mei, să știți, asta nu înseamnă că au murit cu totul, dar le-a luat puterile din mâinile voastre, pentru că uitați-vă, aici este o femeie care stă, uh, uitați-vă ce cal frumos, vedeți? Am să trec la cal și am să vă spun mai departe cu calul. Aici este o femeie care se pune în genunchi, vine la picioarele voastre și să-și ceară iertare pentru că această persoană vă aduce, uitați-vă, aici este o vază, un borcan, ceva este aici, această femeie v-a adus și în casa voastră v-a dat ceva de mâncare. Să știți și această femeie în zilele acestea o să vină și o să-și ceară iertare de la voi. Uitați-vă, se pune în genunchi și se cere iertare de la voi și voi nu o să iertați această persoană pentru că această persoană v-a făcut rău, a dați să mâncați ceva ca voi să vă îmbolnăviți, mai știu să stați la pat, să nu aveți liniște în casă, să nu aveți... Dar să știți, în zilele acestea, această femeie va veni să-și să ceară iertare de la voi, se va pune în genunchi la voi. Așa, uitați-vă acest cal, cum este cu coama în vânt, dragii mei, uitați-vă acest căluț, asta să știți că o să învingeți totul, o să iasă de ochiul deasupra voastră, o să iasă negativitățile, o să iasă blestemile, o să iasă tot ce este înjurat deasupra voastră, tot ce este blestemat deasupra voastră. Să știți că veți intra într-un noroc foarte, foarte mare și să știți că o să fie liniște în casa voastră, o să începeți să câștigați bani, o să vă găsiți dragostea între voi care persoanele aveți răceală, care Așa, vă simțiți că nu vă, iube, nu vă iubește să arăci față de voi, să știți că o să fie totul bine, o să înceapă relația voastră să se încălzească între voi, să știți că o să aveți parte de tot ce vă doriți voi, să știți, uitați-vă, pentru că acest cal cât este de mândru, cu coama în vânt, așa, o să fiți voi mândri de casa voastră, de viața voastră, de relația voastră, pentru că dușmanii o să piere, o să vină să-și ceară iertare de la voi și această persoană în ultimele zile în următoarele zile poate să, să se îmbolnăvească, să auzi cineva dacă auzi ceva din jurul vostru că cineva s-a îmbolnăvit și a căzut la pat să știți că ăla este dușmanul vostru care v-a făcut rău pentru că acest cositor, cum am zis este citit pentru vrăjmași pentru diochi, pentru blesteme, pentru tot ce este rău deasupra voastră cum am zis, o să fiți mai calzi unul cu altul, pentru că uitați-vă de aici deja vă îmbrățișați unul cu altul și uitați-vă aici, parcă este un cal de mare, dragii mei, să știți că tot norocul o să fie de partea voastră, și o să piere, o să fugă de lângă voi și o să vă dea pace deja să vă, uh, cum să zic să vă găsiți de muncă, totul o să le se nu o să le mai ajungă puterea ca să vă facă rău. Uitați-vă, aici este o pungă, această pungă vă arată că o să vă meargă bine financiar, se va ridica toate blocajele financiare deasupra voastră, o să aveți noroc financiar dacă nu v-ați găsit loc de muncă, pentru că de ce? nu vă găsiți loc de muncă, dragii mei. Sunt multe persoane care vă blochează drumurile ca voi să nu vă găsiți de muncă, să nu aveți bani, să nu aveți dragoste. Sunt așa de multe lucruri, dragii mei, urâte care fac deasupra oamenilor pentru că dacă o dată, o singură dată, dacă ați vedea, niciodată, cum să zic, vi se întoarce în pe dos, dragii mei. Sunt foarte fac cu inimă de animal, cu șoareci, cu uh, Diferite, diferite, eu așa ceva că eu nici nu uh, vreau să zic pentru că într-adevăr mie nu -mi, îmi plac aceste lucruri Pentru persoanele care uh, nu mă cunoașteți, eu lucrez cu energie de îngeri, dragii mei Niciodată nu lucrez cu magie neagră, nu am lucrat, nu voi lucra Eu lucrez doar cu energie de îngeri, dragii mei, să știți Pentru multe persoane, când îmi auziți vocea, fie la cafea, fie la descărcări de negativități curățire de negativități, fie la cositor, cum mi auziți vocea și începeți să căscați, vie som, sau să știți, aveți așa semptome, să știți că de la glasul meu primiți energie și de aia este îndeajuns să mi auzi glasul și deja te încep să te descarci de energie negativă pentru că eu lucrez cu energie de înger, dragii mei. Spun pentru persoanele care încă nu știți sau sunteți noi să știți acest lucru. Să știți că aici este un înger, dragi mei, și au deschis aripile. Să știți că acest înger vă păzește sau vă păzit de o cumpână foarte mare. Să știți poate că ați avut un accident și v-a apărat acest înger și ați scăpat din acel accident. Sau poate că ați fost pe un pad de moarte și acel înger va. Uh, Păzit și ați scăpat din acea cumpănă o cumpănă foarte mare ați avut dragii mei pentru că aici vă văd de parcă o persoană a dorit să vă bage în cimitir dragii mei în groapă a dorit să vă bage dar cu ajutorul acestui înger să știți că și-a deschis aripele și nu a dat voie la acea persoană ca să vă distrugă ca să vă facă rău să știți că cu ajutorul acestui înger ați scăpat de această cumpănă și să știți că voi ați observat această cumpănă și toată vremea ați mulțumit, lui Dumnezeu pentru că cu ajutorul acestui înger să știți că ați scăpat din această cumpănă și îngerii mereu sunt lângă voi și vă păzește de toate relele, dragii mei. Într-adevăr, aveți foarte multă lumerea. Aici văd că aveți foarte multe uh, în inima voastră, dragii mei, sau când auziți acest cositor, când am turnat cositorul, poate să simțiți înțepături în inimă, în picioare, în tălpi. Să știți că asta este de bine. De ce? Pentru că sunt persoane care vă făcut să călcați în ceva vrești și acele picioare, tălpile voastre se vor amorți o să vă înțepe, să știți că asta este de bine pentru că va ieși acea vrajă din corpul vostru și o să vă calmați, o să vă relaxați și o să iasă totul sau poate că cineva vă a făcut cu ace, cu inimă de animal și vă împuns acele ace în într-acea inimă și să știți că dacă simțiți așa înțepături în inimă, să știți că acea vrajă s-a destrămat din voi pentru că, cum am zis, sunt multe persoane care lucrează foarte, foarte multe lucruri urâte și asta să știți că sunt niște persoane rele care face magie neagră, dragii mei, să știți. Aici să știți că v-ați așezat pe un scaun și deja trageți un aer curat pentru că, într-adevăr, după acest cositor, în fiecare lună, de ce vă torn cositorul, dragii mei? Pentru că priviți, faceți, priviți acest cositor, dar să știți că când se reînnoiește, descarcă și mai mult negativitățile de ochiul, blestemele, vrăjile din corpul vostru, din casa voastră, și asta vă este de folos pentru voi. Să știți și asta vă uh, face să vă relaxați. Să știți că aici în acest cositor este un război. Să știți că dușmanii voștri se vor uh, intra unul în altul, se vor certa, se vor bate unul în altul, să știți. De ce? Pentru că energia cositorului o să le tragă ca un magnet pe, toate, pe toți dușmanii voștri, să știți, și o să se înceapă să se ceartă între ei, că nici ei nu o să știe de ce noi ne certăm. Pentru că energia cositorului sunt niște rugăciuni foarte puternice, dragii mei, și să știți când se citește, acest cositor, să știți că dușmanii voștri, ca un magnet, sau din voi, trage ca un magnet tot, tot ce este rău din casa voastră, din familia voastră, dragii mei, să știți. Într-adevăr, iarăși s-au adunat foarte mult și de ochi, și dușmani, și greutățile, și blestemele, dar să știți, dragii mei, stați liniștiți că totul o să fie de partea voastră. Voi o să fiți învingătorii, pentru că uitați-vă, acest cal vă arată învingerea, vă arată că voi o să fiți învingătorii, o să învingeți dușmanii, o să învingeți toate vrăjile, toate blestemele, toate cumpinele și acest cal vă arată capul sus că noi suntem lângă voi, îngerii sunt lângă voi și cu ajutorul îngerilor vom scăpa de toți dușmanii, de toți vrăjmașii și de tot ce este rău de pe fața pământului, dragii mei, să știți asta calul, vă zice, să ridicați capul în sus, că va fi totul bine, dragii mei, să știți. Așa, scumpii mei, sper să fie pe înțeles cositorul pentru luna iunie să vă fie de folos. Vă doresc o lună cât mai plină, plină cu noroc, plină cu bani, plină cu sănătate și plină cu minuni, dragii mei. În luna iunie să vină minunile în viața voastră, să aveți parte doar de bine, să știți. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!